Salut, salut. Am văzut că mi-ai trimis aici, că ai câștigat. Iar ai făcut profit. Câștig în fiecare seară care joc. Nu ai cum statistic să câștigi în fiecare seară dacă programul e Păi e clar și n-ai cum să spui, bă, e noroc. Nu poți să spui și azi e noroc și mâine e noroc. N-ai cum să spui chestia asta. Adică bine. Nu poți să... Am încercat să joc de capul meu. Înțelegi? Ai zis, bă, poate programul dă toate numere care... Am încercat să joc eu de capul meu toate numere. Da, stai să o luăm așa, numai o secundă, să o luăm cu începutul. Mi-ai spus, înainte să-mi cumperi programul, că, bă, că am găsit niște programe gratuite pe internet, m-am jucat cu ele, dar de fapt m-am dus în cap. Chiar dacă sunt gratuite pe internet. Sunt grămadă, dar nu fac nimic. Așa. Și ești mulțumit? Cum merge? E ok? Da, bro, foarte. Merge pe toate. Deci, ce le zici la ăștia care spun, bă, că nu se face profit, nu-i... Se face profit, repet, și să le spui la toți băieții, bă, eu nu știu să joc la ruletă. Deci, eu acum am început să joc față de alți băieți de-ai tăi, probabil eu la începători. De... Mai, dacă m-ai ascultat, ai văzut, ai început să faci deja profit? Da, e ok, adică, na, adică, cum să spun, încerc să joc la nivelul la care să nu atrag atenția, adică să scot prea mult bani. Ce am eu? Păi, asta-i. Usurel, adică am depus 300 de lei și deja am scos 600. Ce mai vrei? Ai văzut? Ce mai vrei? Uite, de exemplu, ți-a spune, de exemplu, să scoți, să faci 500 pe zi, așa în fiecare zi și după aia să nu scoți așa altă câte două. Bine, tu ai spus acum că nu vrei să atragi atenția și asta e ok atunci. Vezi și la început și tu ai crezut că bă, că-i vrăjală, că e ăsta, ai cumpărat și te-ai convins. Hai să spun ceva. Și le spun și celor care ne ascultă. Da. Salutări și celor care ne ascultă. Poți să le spui și tu la băieți. Dacă nu risc, n-ai cum să câștigi. Eu fac multe alte lucruri și tot timpul am riscat ca să fac bani. Bine, riscul ăsta, stai ca să nu se înțeleagă, că poate mulți o să înțeleagă greșit. Nu, riscul ăsta, adică te referi să cumperi programul, că după aia nu mai e niciun risc. Păi nici tu n-ai știut. Păi, dar n-am știut de unde știu că merg. Uite, și după ce ai cumpărat, ai văzut, te-ai convins. Da, nu merg, e ok. Și cred că na, trebuie să te asculte oamenii pe cerulete să joace. Pentru că, na, din ce am văzut, ăsta merge foarte bine pe European Roulette. Merge beton. Poate pierzi 3-4 mâini la rând, da? 5-a, 5-a, 6-a, îți dublezi, George Martin e clasic. Foarte, foarte simplu. Deci îi aștept pe cei care vor să facă profit, facă bani la ruletă, să mă contacteze. Între mai joc roșu, negru, la derută, sunt o da. Chestie foarte importantă, cred că n-ar trebui să fac în permanență după sistem, cred că trebuie să mai alternezi, mai duci un pic și în eroare. A, păi, ca să nu câștigi prea mult. Păi de-aia am spus, faci 500 de lei și te-ai oprit. Da, uite, eu am plecat cu un sol de 300 și vreo 20 de ron în seara asta. Am jucat o oră, am ajuns la 640. No, și nu-i bine. Intenționat am pierdut 100, după care am dat... Ca să nu de ei acolo, să nu vadă, bă, uite aici cât câștigă ăsta, cât câștigă. Înțelegi? Spune-le la cei care ascultă, ca să le spun eu. Eu sunt IT. Dacă există niște programe făcute special să detecteze șabloane. Dacă tu joci șablon tot timpul, automat te prind. Trebuie să... De asta trebuie să mai... Trebuie să lași ca să mai pierzi și tu un pic. Să mai pierzi, mai joci altceva, mai joci de capul tău, mai pui două, mai... Faci pauză, mai revii și tot așa. Nu rămâi tot acolo. Asta zic. Evident, la cine se întâmplă
contul sau să nu mai lase să joace, este pentru că evident îl găsesc cu... Că e un calculator, nu știu nimeni să se uită la tine cum joci, un calculator care dă o statistică. Zice, bă, ăla, clink, 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 5 stegulețe, că l-a jucat 3 ore exact la fel, nu se poate. Nu, așa e. Deci, eu zic că e destul de ok, 5 minute, care vrea să facă bani, să mă contacteze. Da, băi, da. Numai bine. Ciao, ciao.